răsturnare de situație în cazul morții lui Petrică Mâțu Stoian. Declarația șocantă făcută de sora regretatului artist. Au ieșit la iveală noi analize în cazul decesului lui Petrică Mâțu Stoian, la trei ani de la dispariția acestuia. Rudele lui Petrică Mâțu Stoian trăiesc un adevărat coșmar după ce au primit noi analize legate de moartea cântărețului. Petrică Mățu Stoian urma un tratament special, într-o cameră hiperbarică. Era internat la o clinică de recuperare, după ce fusese infectat cu virusul COVID-19. Decesul său i-a luat prin surprindere pe apropiați, iar în tot acest timp au susținut că respectiva clinică este vinovată. Surorile regretatului artist au intentat un proces împotriva unității. Acum familia cântărețului a primit o nouă serie de analize în legătură cu moartea acestuia. Din păcate, sora lui Petrică Mâțu Stoian mărturisește că nu sunt rezultatele pe care le-au așteptat cu sufletul la gură. Nici de această dată nu se specifică cu exactitate care a fost cauza decesului, însă se pare că se ia în considerare și ipoteza că nu ar fi suportat presiunea din camera hiperbară